Salut, sunt Abi. Azi o să fac vinete umflute cu ceva piept de pui, ciuperci și telemea. Nu știu cum să o găsești vecina asta de sus, că de fiecare dată când eu vreau să gătesc și să filmez, dă cu bor mașina, după cum s-aude. Nu înțeleg, ce găuri dau în păreți ăștia? La ce li trebuie atâtea găuri? Nu înțeleg. Presupun că aș putea da explicațiile astea direct la cameră, dar mă bâlbui așa mult și repet de atâtea ori aceleași chestii încât aș putea face un film. Cred. Așadar, pentru început voi toca ceapa și ciupercile, iar carnea o voi tăia în bucăți mici. Cozile de la ciuperci le voi pune separat pentru că voi avea nevoie de ele pentru stratul de deasupra când voi umple vinetile la sfârșit. Ok, mai am aici o bucată de piept de pui. Bun, acum mi-a mai rămas să mă ocup de vinete. Eu o să fac doar două vinete, pe care le voi tăia în două și voi încerca să le golesc cu o lingură. Grosimea stratului care ar trebui să rămână din vinete ar trebui să fie de aproximativ 1 cm. Din cauza faptului că se golesc destul de greu, nu am putut să mențin o grosime constantă, iar asta e destul de important pentru că nu se vor coace uniform. Drept urmare, fix asta am pățit. Ăsta e aproape tot interiorul vinetelor pe care îl voi toca mărunt. Jumătate din acest miez îl voi găti împreună cu carnea, iar cealaltă jumătate o voi amesteca împreună cu cozile de ciuperci pentru stratul de deasupra. După cum se vede, am făcut multă mizerie și ghici cine trebuie să strângă. Plus că am dat și pe acolo pe jos. Acum o să gătesc puțin carnea. În puțin unt sau ulei la foc mic, voi înmuia ceapa, pălăriile de ciuperci și jumătate din miezul de vinete. Voi condimenta cu sare, piper, un praf de busuioc, oregano și cimbru. Le voi lăsa pe foc până se vor înmuia și voi amesteca din când în când pentru că nu vreau să le prăjesc. Acum că legumele au devenit moi și ceapa translucidă, voi adăuga carnea și voi amesteca în continuu până se va albi la exterior. Eu voi pune și 4 linguri de sos de soia, dar acesta e opțional. O să amestec timp de 1 minut, apoi o voi lua de pe foc. Eu nu am adăugat ouă în umplutură, drept urmare nu s-au legat ingredientele, dar așteptam la asta, era logic să se întâmple. Deci dacă vreți să închegați umplutura, adăugați și un ou sau două, dar abia după ce sărăcește compoziția. După cum am zis și mai la început, aici am cozile de ciuperci și cealaltă jumătate de miez de vinete.
peste acestea voi adăuga puțin ulei, sare, piper, un praf de oregano și busuioc, iar la sfârșit un ou. Le voi amesteca și le voi pune ca ultim strat pe vinete. La cuptorul preîncălzit timp de 15 minute la 200 de grade Celsius sau treapta 5 și le lăsați minim 30 de minute, dar mai bine verificați dacă sunt coapte vinetele. Poftă bună, cine, dacă o făcut cineva. Se vede prea alb. Așa arată pe interior. Sănătate! Foarte suculent. Nu frige. Eu încerc cu siluracea. Sau, cred că mai merge o cu bruneta. Eu scoac mai mult partea de jos. Ah.